Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător, în dragoste, ce se întâmplă. Atracție. Spuneți stop sau opriți ceva sau vreți să vă regândiți la această relație care o aveți. Aflați secrete despre această persoană. Ceva ce vă las, vă pune, vă întrebați de ce se comportă așa, de ce mi ascunde, de ce atâtea secrete. Din cauza unei familii, cineva din familie, cineva care se amestecă și care îi spune: nu fă asta, sau nu îi spune, sau da. Și această persoană ascultă de familie, soră, frate, mamă, părinți, bunici, nu știu, prieteni. Cineva care... Dar arată împlinire, arată rezolvarea problemelor, arată, uite ce cărți frumoase, arată că o să vă îmbunătățiți relația. Că această persoană vă iubește, că o să recunoască dragostea, o să recunoască recunoștință, o să vă aducă un cadou, că multă dragoste, că sunteți sortiți împreună de la Dumnezeu, este această relație, este... O să vedeți totul clar, o să vă spun această persoană totul, că sentimentele, da? Arată că această persoană vă iubește, că se rezolvă orice problemă aveți, că treceți peste obstacole, rezolvare, parcă mai durează puțin dacă aveți ceva. Nu repede, dar se rezolvă. Cu toate secretele și tot ce... Parcă până la urmă vă spune. Și parcă și știți despre acest secret. Dar... Oricum, rezolvarea arată că aveți cheia la inima acestei persoane și această persoană are cheia la inima dumneavoastră. Bază solidă, atracție... Nu reușește nimeni să vă despartă, deși au încercat sau încearcă. Așa, cam asta a fost la Vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.